Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am o onoare și o bucurie foarte mare să am ca invitat pe unul din eroii copilăriei mele. Și numele lui este Beniamin Fărăgău. Frate Beniamin, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Bine ați venit la De Vorbă podcast. Bine, Andrei. Mă bucur foarte mult să vă văd și spuneam că sunteți unul din eroii copilăriei mele și vreau să spun de ce. Când ai un tată în casă care este păstor, care este predicator și vezi că te cheamă sâmbătă, în fiecare sâmbătă dimineață, copii, Andrei, Timotei, Lena, mama mea, haideți în camera de studiu să ascultăm predici. Și ascultam câțiva predicatori. Ascultam pe Cristian Barbosu, ascultam pe Luigi Mițoi și unul dintre ei erați și dumneavoastră. Stăteam acolo, s-auzea numai vocea dumneavoastră în cameră și de mic copil v-am asociat pe dumneavoastră cu un om care iubiți cuvântul lui Dumnezeu, la care tata îmi spune, Andrei și Timotei, îmi doresc ca odată în viață să-l întâlniți pe fratele Beniamin Fărăgău, dar să vă îndrăgostiți de Dumnezeul lui. Și pe raft aveam atunci ca familie cărțile pe care dumneavoastră le-ați scris. Așa am interacționat eu cu dumneavoastră prima dată. Și trebuie să înțelegeți, deși mă abțin foarte tare, că sunt un tip foarte pasionat, mă bucur mult că am acum ocazia să vă văd și să povestim despre lucruri frumoase. Frate Beniamin, pentru cei care nu vă cunosc, cum v-am întâlnit eu, cum v-ați descris dumneavoastră în câteva idei pentru un om care nu vă cunoaște? Două cuvinte ajung? Trei cuvinte e de ajuns. Atunci trebuie să adaug și pe mine mă cheamă Ilie Beniamin Fărăgău. Ce fain. Și aș adăuga o mică paranteză, un iubitor de Dumnezeu. Și cred că nu m-ați corectat dacă... Cu siguranță, dar iubești numai ce ajungi să cunoști. Pentru că marea iubire se naște din marea cunoaștere. Și când ești străin de Dumnezeu și de viața Lui, n-ai cum să-i iubești. Pentru că iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și atunci, nepornind pe drumul acesta al cunoașterii Lui Dumnezeu, n-ai cum să dezvolți iubirea de El, știi? Și iubirea de El vine când vezi frumusețea Lui, gentilețea Lui, jertfirea Lui de sine, când vezi ce a fost în stare să facă pentru mine, un om păcătos și căzut, sau pentru oricare dintre noi. Ce frumos! Mulți v-ar descrie ca păstor, învățător, predicator, însă aș dori să ne întoarcem puțin în trecut și vă pun o întrebare generală și vedem unde o să duc cu discuția noastră, că e o discuție ca între prieteni. Cum v-ați întâlnit dumneavoastră cu Hristos? Mai am crescut într-o familie creștină. Tatăl meu era dirijor de fanfară și bătea țara și înființa fanfară peste tot, dirijor de cor. Și crescând în mama mea, a fost fiică de păstor, botezată la 11 ani. Eu mai am încă, am avut trei frați, pe lângă cel mai mare a plecat la Domnul, mi-au rămas două surori, suntem patru copii. Și crescând în familie, n-am fost străin de cuvântul lui Dumnezeu, n-am fost străin de atmosfera dintr-o casă de credincioși. Am rămas orfan la 9 ani. Tatăl meu a murit, operație de creier, în care a cedat inima. Și mama a rămas cu destule probleme, 2 ani de zile prin spitale, cu șocuri electrice. Și asta ne-a marcat copilăria într-un fel, dar ea fiind o femeie temătoare de Dumnezeu, a știut cum se roage pentru noi, cum să ne crească pe noi. Acum când am ajuns student, cu siguranță că am avut și eu căutările mele și știu că mergeam la bibliotecă și de pe raftul liber luam tot ce puteam să iau ca să mă convinc că nu există Dumnezeu. Serios? Și bineînțeles că viața te trage, aveam prieteni, veneam acasă târziu noaptea, de multe ori trebuia să intru pe un gemuleț din... Dar m-am așteptat că trebuia să trec pe la ea prin cameră, ca să ajung în cameră la mine. Și în viața asta dublă, m-aș fi bucurat să scap cel puțin de presiunea asta, pentru că prezența lui Dumnezeu și conștiința acestui fapt a fost în viața noastră. Problema este că Dumnezeu a început să aducă în familia noastră oameni care aveau 2-3 doctorate, știi? Și am avut atâta bun simț, student în anul întâi, ca să mă întreb, oamenii ăștia trebuie să știe un pic mai multe decât știu eu.
cum de ei sunt credincioși și eu nu. Și asta m-a făcut să caut. Și cred că pe la 21 de ani am capitulat. Eu eram în biserică, eram între tineri cu o chitară după gât și dirijam corul în duminica aceea. Tocmai venise un păstor tânăr în biserică la noi și am început să aud altfel de predici, să fie mai interesante pentru mine. Și țin minte, era într-o duminică dimineață când am hotărât să mă ridic în picioare, dar Dumnezeu mă frământa de o lună de zile, cu o lună de zile înainte, nu puteam să intru în casa lui Dumnezeu, în adunare, fără să izbucnesc în plâns. Nu știam ce-i cu mine, știi? Iar acum când privesc înapoi, văd că Duhul lui Dumnezeu bătea la ușa inimii mele, rugăciunile mamei și viața asta dublă pe care încerci să o trăiești, că la un moment dat te rupi și căutările au dat rod. Și în dimineața aceea când m-am hotărât pentru Domnul, cred că de acolo a început o altă călătorie, care n-a fost nici simplă, știi? Dar a fost o altă călătorie, pentru că eu cred că viața creștină este o călătorie. Viața creștină nu-s două degete ridicate și nu e o muiere în apă și un ritual, ci trebuie să intri pe o poartă, să alergi pe o cale și să ajungi la o țintă. Mă scuzați aici că aveți o zicală foarte frumoasă. Dragul meu, drac intri în apă, drac ieși din apă dacă nu te întâlni cu Hristos. Cu siguranță, și asta o spun tuturor. Ce înseamnă zicala asta pentru cineva care nu a mai auzit-o? Nu e o zicală, este o realitate. Pentru că Scriptura vine și îți spune că tu nu te botezi ca să fii mântuit, ci te botezi pentru că ești mântuit, da? Și atunci, dacă faci diferența asta, da, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și acum îl citesc pe Petru, capitolul 3, versetul 21, și anume botezul. Și notează, te rog, prezentul. Vă mântuiește, dar cuvântul important este acum. Am masa asta înaintea mea. Și dacă îmi imaginez viața creștină, ea începe undeva și trebuie să termine undeva. Ori acum este toată călătoria asta de la poartă la țintă. Și în situația asta, Petru continuă, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Deci nu există apă sfințită care să facă ceva pentru tine. Și de-aia, drac intri în apă, drac ieși din ea, da? Sau cum intri în ea, mai rău ieși din ea, pentru că ți-ai bătut joc de un lucru sfânt, într-un fel. Sunt numai două simboluri nou-testamentale. Ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, momentul acela, și pentru mine, n-am înțeles atunci tot ce înțeleg acum, că între timp am studiat Scriptura mai mult, dar botezul este o bucuroasă celebrare a faptului că am fost primit în familia lui Dumnezeu. Este ca și o festivitate în care mi-are toată bucuria, dar în același timp este o solemnă angajare la a-mi duce mântuirea până la capăt în mijlocul bisericii, alături de frații mei. Și elementul ăsta, când nu-l înțeleg oamenii, au impresia că ritualul respectiv schimbă lucrurile, dar ritualul nu schimbă lucrurile. Duhul lui Dumnezeu ne schimbă, ne naște din nou și ne călăuzește pe drum. Chiar mi-aduc aminte în momentul, eu mi-am predat viața la 14 ani, atunci Duhul Sfânt mi-a deschis ochii, l-am văzut pe Hristos și înainte să mă bag în apă, tata a făcut un gest foarte interesant, mai rar întâlnit, o zis, Andrei, vreau să știi ceva. Dacă tu nu ți-ai predat viața Domnului Iisus pe bune, acum încheiem evenimentul. Nu-mi pasă nici cum mă văd oamenii, nu-mi pasă ce o să zică, că uite, fiul păstorului s-a întors. Și-a pus o, nu o presiune, o conștientizare, o realitate, da. Că măi, te bagi în asta sau nu te bagi pentru că s-a întâmplat ceva în viața ta. Și am zis, am început să plâng și am zis, tata, de bucurie îți spun că sunt al lui Hristos. Nimeni nu poate să mai schimbe acum părerea asta. Și când m-am băgat în apă, asta am conștientizat și eu că este un act de confirmare a faptului că ești un Cristofor, purtător de Hristos. Și ce a zis dumneavoastră și mi s-a părut foarte interesant și nu știam lucrul ăsta. N-am știut că ați avut o perioadă de căutare în care ați încercat să vă convingeți că nu există Dumnezeu. Dar dacă vă mai aduceți aminte, că sunt curios, vă mai aduceți aminte ce text v-a cercetat de la frații aia cu doctorate atunci? Sau a fost un proces? Nu cred că a fost vreun text, ci a fost o simplă judecată. Eu eram cine eram, la vârsta la care eram, cu școlile care le aveam și nu puteam să afirm că am căutat totul, am cercetat totul și acum am ajuns convins că nu există Dumnezeu. Când alții
cu mult mai multe școli, mult mai multe căutări și mult mai multe împliniri decât am avut eu profesionale sau de orice altfel, au rămas credincioși și sunt iubitori de Dumnezeu. Am întâlnit pe urmă oameni incredibili în viață, extraordinari, știi, la care eu nu mi-am pot ridica nici la degetele de la picioare. Și când vezi astfel de oameni în lume, vezi că, în ultimă instanță, cine caută, găsește. Dar trebuie să cauți. Caută și vei găsi. Sigur că da. Și cui bate, îi se deschide. Și atunci, important este să nu ignori o posibilitate, ci să cercetezi, să vezi. Și atunci nu aș putea spune că a fost un anumit text care a fost revelator pentru mine, ci m-a pus pe gânduri diferența dintre mine și ei. Și eu cred că este doar o problemă de bun simț. Ce fain. Vreau să întreb acum un lucru. Noi suntem într-o țară liberă, în care am Biblia aici pe masă, nu spune nimeni nimic, am pe telefon, am pe tabletă. Dar dumneavoastră ați trăit în perioada comunismului. V-ați întors la Dumnezeu, ați început să creșteți, să acumulați cunoștințe despre Dumnezeu. Care erau provocările atunci pentru un creștin? Și vă aduc eu aminte una că am discutat puțin înainte de faza cu pădurea. Ce sunt? Cum dar era? Înainte de pădure, că atunci când m-am botezat și am luat-o în serios, cum spui că ai luat-o și tu, și am început să caut. Fiind tânăr, țin minte că păstorul abia terminase seminarul și a venit la noi și ne-a invitat la o întâlnire de homiletică. Da? Ne-am adunat câțiva tineri, fiecare avea Biblia în mână, zice, deschideți Biblia. Și eu întreb, unde s-o deschid? Zice, oriunde, deschideți Biblia. Well, am deschis Biblia, da? După care zice, puneți degetul pe un verset. Și am pus degetul pe un verset. Și am citit versetul. Hai să presupun, că nu mai știu care era versetul, dar să presupun că era Ioan 3 cu 16. Foarte multe lume știe. Fiindcă atât de mult, atât de mult. Hai să vedem ce putem spune despre atât de mult. Eu nu m-am blocat. Și am zis, dacă așa se predică din Biblie, atunci ziarul Făclia e la fel de bun, da? Pentru că e un cuvânt din ziarul Făclia și încep să filozofez pe el. Și elementul ăsta m-a pus pe gânduri și am zis, Doamne, trebuie să fie mai mult decât atâta. Și realmente am stat lângă Dumnezeu și l-am rugat, Doamne, fă ceva, că eu cu asta nu sunt mulțumit, pentru atâta nu stau aici. Dacă să vorbești și tu nu-ți în cap în momentul respectiv. Știu că m-am dus în armată destul de târziu și eram terist. Făceam de gardă la tunuri în Oradea, noaptea. Și eu memoram versete din Biblie și ca să am ce gândi în orele care steam acolo. Și steam și mă rugam sub cerul înstelat. M-am întors acasă și Dumnezeu mi-a răspuns la întrebări. Pentru că nici nu m-am întors bine acasă când au apărut doi tineri. Erau misionari americani, veneau din Austria și au stat jos cu mine și mi-au desenat procesul. Da? Necreștin, creștin, ucenic, făcător de ucenici. Și am zis, eu de asta am nevoie. Și așa a început călătoria mea. Ei, pădurile au venit pentru că nu aveam alte posibilități, știi? Dar în căutarea aceasta, văd că Dumnezeu a dus în viața mea oameni care să mă ajute să fac pas cu pas, m-au luat de unde eram, m-au învățat să memorez, să mă rog, să studiez Scriptura, să... Ne întâlneam tot la 2 sau 3 săptămâni și elementul ăsta a început să mă pornească pe drum. Era un răspuns al lui Dumnezeu la căutările și frământările mele. Da. Pădurile au venit pentru că timp de 25 de ani acolo ne-am petrecut verile. Ne planificam concediile în așa fel încât să fim liberi și trebuia să ne ascundem prin păduri pentru că eram urmăriți în vremea respectivă, mai ales că eram cu misionari străini. Dar tot ce făceam noi, stăteam în corturi și tot ce făceam noi, stăteam Scriptura dimineața până seara. În concediu? În concediile noastre. Când după ce ne-am căsătorit și am avut copii, atunci mergeam la Răcătău. Acolo era o cabană, e ca și cum am fi fost în vacanță, că ne adunam mai mulți, din Iași, din București, din Oradea, din Arad, din Timișoara, din Cluj. Veneam cu familiile împreună. Dar noi, bărbații, stăteam de dimineața până seara în cuvânt, știi? Soțiile, copiii se jucau afară ca să ne țină fațada. Și asta cred că a fost
perioada formării mele, pentru că în vremea asta Dumnezeu a dus oameni la care nici n-aș fi putut visa. Și acest input al lui Dumnezeu în cele spirituale din viața noastră și nu numai din a noastră, ci a grupului în care eram. Pentru că foarte repede după ce au venit navigatorii, cei doi băieți care ți-am spus când am întors din armată, ne-au spus cât de important este să ne facem un grup. Și eu am început să mă rog. Și am început să mă gândesc la oameni și am chemat. Și ăsta a fost, într-un fel, creuzetul în care Dumnezeu ne-a format. În care Dumnezeu ne-a format. Și dacă mă gândesc, nici nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Aproape toți din cei care au fost la mine în cameră și au crescut acolo, sunt slujitori în Cluj sau în altă parte acum. Ce frumos! Am înțeles un lucru din viața dumneavoastră și din ce am mai povestit înainte, că Dumnezeu îl onorează pe cel care îl caută cu adevărat. Și mă aduc aminte de un verset din Vechiul Testament care spune: mă veți căuta și mă veți găsi, da, dacă mă veți căuta cu toată inima. Dar se spune un alt verset. Domnul Iisus spune pilda semănătorului și termină de vorbit și așa cum se întâmplă și astăzi în bisericile noastre. Se termină predica, oamenii închid întrerupătoarele și când te duci în curte, unul nu vorbește despre ce s-a predicat. Toată lumea se întoarce la cele mondene și ucenicii vin la el și îl întreabă: de ce le vorbește în pilde? Și Domnul Iisus spune: pentru că vouă a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lor, nu le-a fost dat. Stai și te gândești. Vorbește aici Biblia despre predestinare? Nu. Ci Domnul Iisus spune: pentru că voi veniți și puneți o întrebare, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lor, care au închis întrerupătoarele și n-au nicio întrebare. Lor nu le-a fost dat. E alegerea lor. E alegerea lor. Dar acum, am citat versetul: cine caută, găsește. Dar dacă nu cauți, și aici tu ai citat textul lui Ieremia, cu toată inima. Când ai această foame, Dumnezeu face minuni incredibile. Pentru a împlini foamea mea, Dumnezeu a întors pe dos o lume întreagă. Ce frumos! Oamenii care au mâncat la masa noastră, care au dormit în casa noastră, cu care am discutat. Imaginează-ți că era sfârșitul anilor 80 și pe lângă navigatori și slavii gospel care veneau atunci în mod regulat la noi, un om din Wheaton, din Wheaton College, un dislexic. Dumnezeu i-a pus pe inimă o viziune și a vorbit cu profesorii de la Wheaton și în fiecare vară venea cu doi profesori și asta era în vremea comunismului. Da, cu doi dintre ei și noi stăteam o săptămână întreagă de dimineața până seara. Doctor în teologie toți. Și cine poate organiza treaba asta afară de Dumnezeu, știi? Și elemente de felul ăsta pentru mine vin ca o confirmare la cuvintele Domnului Iisus. Zice: tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și aici nu e vorba de o persoană, ci e vorba de declarația lui Petru: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și când vezi lucrul ăsta, astea le vezi privind înapoi și vezi cum Dumnezeu a umblat cu tine și a fost cu tine pe tot drumul acesta. Și cum a singurul lucru care trebuie să-l știi este că orice investiție a lui Dumnezeu se cere returnată cu dobândă. Și atunci aici este marea problemă pe care noi uităm, că altfel suntem niște găuri negre care mă dorim să primim, dar uităm că trebuie să pungi și fără fund care tot primești. Să dăm și înapoi. În familie vorbesc foarte mult că-s pasionat. Când mă întâlnesc cu oameni trecuți prin viață, îmi place să tac din gură și, cum spune acolo, că e bine ca tânărul în tineret să ia pietre în gură. Și de asta vreau să vă spun. Gură cu țarână. Amin, amin. Da. De asta vă spun că sunt impresionat de tot ceea ce spuneți. Dar tu nu ești foarte tăcut. Văd că ești vorbăreț și așa îți cade bine, că altfel n-ai face podcast. E bun, e bun. Dar am multe întrebări și de asta vreau să tac ca să vă ascult. O altă întrebare. Cine se uită acum la dumneavoastră vă vede, predicator, învățător, biserica tot timpul arhiplină, vin tinerii, ca o biserică Han, vin tinerii un an, pleacă, iarăși vin alți tineri și pasiunea după cuvânt. Există provocări în viața de credință și dacă da, cum poți să treci peste ele? Și aici aș dori să atingem și situația cu
Filip? Sigur există provocări. Cine a văzut o viață fără provocări și probleme? În Împărăția Lui Dumnezeu se intre prin necazuri, spune Scriptura. Da? Și atunci, ți-am spus că eu am rămas orfan la 9 ani. Am avut foarte multe discuții cu Dumnezeu în copilăria mea. Mergeam pe stradă plângând, visam să-L văd pe tata că se întoarce. N-am înțeles niciodată de ce noi n-avem unt, n-am știut ce ciocolata, de ce n-aveam haine, trebuia să umblu cârpit. N-am înțeles toate lucrurile astea. Țin minte, de pildă, eram clasa 7-a, directorul adjunct era profesor de Constituție, venea cu catalogul în clasă și nici nu deschidea bine ușa, zice, fără gău, pocăitule, în picioare, în fața clasei. Și de fiecare dată trebuia să mă ridic în picioare și ascult toată povestea. Atunci mi-a căzut greu. Dar acum când mă uit înapoi, lucruri de felul ăsta au oțelit în mine lucrurile, știi? M-au obligat într-un fel să nu fiu pocăit degeaba, da? Să nu fiu doar cu numele. Și elementele astea au continuat. Învățătoarea mă numea brânză bună în burduf de câine, că eram nestâmpărat într-un fel, dar învățam bine. Și am intrat la liceu și mama mă ia și mă pune pe scaun înainte, îi zice, trebuie să te lași de liceu să mergi la profesională ca să îți ții surorile la facultate. O lună de zile am plâns. Umblam pe stradă, buimac, mergeam la liceu, numai să mă întâlnesc cu colegii, că eu fusem în clasă acolo. Știi, și am terminat profesională. Am fost strungar, la 16 ani lucram în 3 schimburi, 16 ani jumate. Și atunci nu le înțelegi. Dar acum când mă uit înapoi, toate lucrurile astea, toate șicanele care le-ai avut și toate presiunea care ai simțit-o, îți fac un foarte mare bine caracterului tău. Atunci nu le pricepi, dar acum când te uiți înapoi, ca și Iosif, ce-o știut el, groapa, Egiptul, pușcăria, atâția ani de zile, dar toate astea l-au ridicat și l-au așezat unde l-au așezat pe el. Și atunci elementele astea au rămas în viață, nu? Acum ne-am căsătorit și Dumnezeu mi-a dat o soție care pita lui Dumnezeu, tot ce a fost bun în viața mea, Dumnezeu a dus prin ea, misionarii. Ea era studentă la engleză și era printre puținii care vorbeau engleză în vremea respectivă și atunci prin ea trebuiau mediate toate lucrurile. Și ea știind deschiderea și foamea mea după cuvânt, a adus oamenii potriviți în viața mea. Acum am avut copii. Dar cu copiii, noi ne-am petrecut toate verile, în munți, studiind Scriptura. Și copiii noștri, în contextul ăsta, au crescut, știi? În casă la noi aveam studiu biblic săptămânal. Copiii erau printre picioarele noastre și acolo au auzit cuvântul lui Dumnezeu. A venit și ceea ce nu mi-aș fi dorit niciodată. Când Filip s-a îmbolnăvit, țin minte că eram luni seara la studiu biblic la Mănăștură. Și ajungeam acasă așa în jurul ora 10 și când vin acasă cu lăduția mea, că aveam atunci toate lucrurile, știi, lucram cu retroproiectorul și cu toate planșele, mergeam la studio și toată familia e adunată la oaltă și s-a lăsat așa tăcere, am văzut că e o atmosferă ciudată și când am intrat pe ușă, Filip îmi spune, Violeta era lângă, zice, am cancer. Wow! Eu joi trebuia să plec la Focșani. Am zis, Filip, nu mai plec nicăieri. El a zis, nu, tu trebuie să pleci. Și imaginează-ți, eram în situația în care el a terminat psihologia, după care a terminat un masterat în teologie, a început să se lucreze. Era un liant între tineri în biserică. Mă gândeam, wow! Eu sunt pensionar, foarte bine. Acum este cine să ducă lucrurile mai departe. Un an jumate a durat toată povestea asta și el a plecat la Domnul. În anul ăla, stând pe pat, paralizat aproape, a publicat 4 cărți. A rezolvat cu... Și mâinile erau bune și capul era bun. Și avem organizat conferința de la Valea Drăganului. Scuzați, el a scris în locul dumneavoastră? Nu. Sau cum? Ce a publicat în sensul că eu le scriam, dar el conducea fundația Istoria Binecuvântării și el făcea
legătura cu editorii, cu printer, cu cei care tipăreau cu tipografia. Și în sensul ăsta, de acolo, de pe pat. Și ziceați de Valea Drăganului acum. Da. În perioada aia eu predicam prin 1-2 Tesaloniceni. Și în 1-2 Tesaloniceni nu este niciun capitol care să nu menționeze venirea Domnului. Și tocmai a ieșit de la tipar Isaia, că am rescris atunci Isaia și asta a fost conferința de la Valea Drăganului. Duminica înainte de a pleca, noi începem luni conferința, dar duminica înainte de a pleca a fost foarte rău. Și stăteam lângă el, eram numai noi doi și ascultam o piesă, Gators, o cântă. Știi, sometimes it takes a mountain, sometimes a stormy sea, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Da? Uneori Dumnezeu aduce un munte înaintea ta, o mare învolburată sau un pustiu ca să te aducă în fața lui să-ți vorbească. Plângea și el, plângeam și eu. Și el mă întreabă, dar te ți-e frică? N-am putut să-i răspund. Și el, printre lacrimi, îmi spune, mie nu mi-e frică să mor. Mi-ar fi mai frică să trăiesc decât să mor, dacă știi că l-a supărat pe Domnul Iisus. Acum, cred că cuvintele acestea și cunoscându-l pe el, nouă ne-a dat liniște de plină. Nora spune deseori, soția mea, zice, el e cel mai realizat copil al nostru. Când s-a terminat alergarea. Noi încă suntem aici, pe câmpul de luptă. Și plângem și ne rugăm pentru nepoți și copii, pentru că ei încă sunt aici, în mijlocul luptelor spirituale. Dar toate astea sunt provocări. Dacă nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu, aș fi putut să le trântesc și eu de pământ. Și în momentul când el a plecat, după anul același jumătate, mi-am zis atunci, am zis, bă, oricum ești pensionar, atunci eu iarba și trandafirii, că e vremea. Dar când l-am văzut pe el implicat până în ultimul moment, miercuri seara, eu scris secretarei care o trebuie să organizeze toată conferința, toate sunt în ordine și când ea i-a răspuns, toate sunt în ordine. A doua zi dimineață a plecat. El până în ultimul moment, a stat în brazdă. Știu că a venit cineva la el și s-a roage pentru el. Zice, am avut o viziune. Zic eu, ce? Și el spune, văd o cărare și un tânăr care merge pe ea și în stânga e o pădure neagră, în dreapta un lan de grâu. Și? Și atât. La Filip a zis, m-aș bucura să intru în lanul de grâu, că acum știu ce am de făcut. Dar de ce să aștept să mă fac bine? Și de-a doua zi, el a început să scrieme prietenii din biserică și făcea studiu cu ei pe tabletă, știi? Să-i miște picioarele ca să vorbească cu ei. Și faptul ăsta că l-am văzut stând lângă Dumnezeu și stând în brazdă până în ultimul moment m-a rușinat și a trebuit să reintru pentru băieții ăștia care au rămas în biserică, că noi nu importăm păstori, ci creștem în biserica foarte noastră pe tineri. Și am tras aproape și acum am întâlnit săptămânal cu ei, știi? Dar provocările sunt. Întrebarea este ce faci cu ei, cu ele. Că nu provocările, circumstanțele nu te fac, nu te desfac, spunea cineva, ci te revelează. Arată, da? Ce ai în inimă, da? Da. Numai te dau la suprafață și vezi cine ești. Și atunci întrebarea este cum rezolvi provocările. Exact așa cum nu păcatul te desparte de Dumnezeu, ci nepocăința de el. Pentru că pentru păcat există soluție, știi? Vă spuneam la Schneider când vorbeam cu dumneavoastră la telefon, motivul pentru care v-am chemat, mi-a zis că Andrei, dar sunt și alții care ar putea să vorbească despre lucrurile astea. Am zis că da, e adevărat, dar dumneavoastră ați trecut prin, Dumnezeu v-a trecut prin anumite lucruri, v-a trecut prin cuptor, ați fost certificat. Soția mea, avem doi copilași, v-am povestit de lucrul ăsta, când punem predicile dumneavoastră în casă, se face liniște. Copiii ascultă, soția ascultă. Știți ce înseamnă să aveți copii. Eu sunt acum la început, am multe de învățat. Dar chiar în tumultul ăla, în gălăgia aia, să asculți o predică și să spună Anca, soția mea,
Andrei, dacă vreodată v-a dat Dumnezeu, cheamă-l pe fratele și cheamă-o și pe soția lui. Și cu ocazia asta vorbiți, spuneți o vorbă bună la soția dumneavoastră, o aștept și pe dumneavoastră aici. De ce v-am pus întrebarea asta dinainte? Sunt oameni care trec prin suferințe și în suferință este greu. Dar cum ați spus și dumneavoastră, ancora ta trebuie să fie atunci în Domnul Iisus Hristos. Și așa poți fi un exemplu pentru alții. Dar ați mai zis un lucru, frate Benjamin, pe care nu vreau să trec. Să vede că sunteți un om muncitor. Toată viața ați muncit. Cât de importantă e disciplina în viața de zi cu zi? Mă gândesc că n-aveți timp, că ați zis că cu cei care vă cunosc sunteți pretențios, n-aveți timp cu oamenii care spun că n-am timp să fac aia sau... V-aș întreba puțin, cum este disciplina dumneavoastră? Cât e de importantă disciplina? Disciplina de studiere a cuvântului, de rugăciune? Ca tânăr mă interesează. M-am întors din armată și am plecat din... Am lucrat la Tecnofrig. Eram șef de atelier și am avut o viață destul de aglomerată. Veneam seara acasă, eram așa de obosit că stăteam cu ochii închiși. Aveam sute de oameni sub mână. Și am plecat la o altă fabrică de electrometal și conduceam un atelier de sculărie. Da, făceam 45 de minute pe jos, dus și 45 de minute întors. Atâta era drumul meu. Și am zis, Scriptura spune, răscumpărați vremea. Și memoram versete. Da? Memoram versete dus, memoram versete întors. Și n-am știut eu atunci ce bine o să-mi prindă acum când nu mai pot citi din pricina problemelor care am la ochi. Dar elementul ăsta mi-a hrănit mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu trebuia să fiu la 6 fără un sfert la fabrică. Dacă mai cobor 45 de minute, la ora 5 trebuia să ies din casă. Ca să am un timp de părtășie și mi-am dat seama că 5 minute n-ajung, cu 5 minute nu faci nimic, trebuie să treci printr-un zid ca să te hrănești cu Scriptura pe care o trebuie să și meditezi la ea. Și atunci aveam, ca să iau numai o jumătate de oră timpul de părtășie, eu trebuia să mă scol pe la 4, 4 și 10 să fiu sus, dar asta m-a obligat să tai din dorințele de a sta tare târziu la taclale și la povești cu alții și a trebuit să mă disciplinez. Dar deci toate astea cred eu că îți fac foarte bine. Acum, când trebuie să scrii o carte la 3 luni și să bați țara în unghi și în lat și să slujești pe oameni, asta îți ia un alt fel de disciplină. Da? Pentru că nu-ți poți permite să pierzi vremea. Și atunci toate elementele astea, într-un fel, se adună. Pentru că dacă nu te disciplinezi în lucrurile mărunte, nu vei fi nici în cele mari. Atunci este vitală disciplina, cred eu. Și dacă vrei să realizezi ceva, trebuie să muncești pentru lucrurile pe care le realizezi. Mulțumesc foarte mult pentru sfatul ăsta. Când mă uit la dumneavoastră, nu v-am zis asta niciodată, dar vă asociez foarte mult cu Charles Wesley. Și vă spun și de ce. Când am studiat teologie, am fost fascinat de trezirile spirituale. Uh-huh. Citit poveste după poveste. Dar mi-am dat seama de un lucru foarte interesant. Au fost oameni în trezirile spirituale care au fost foarte buni predicatori, dar n-au lăsat nimic posterității. A fost un om fain, l-a prezentat pe Hristos și super fain. Charles Wesley, la fel ca dumneavoastră a spus, da, oamenii tot timpul vor comenta, că de ce nu vii cu noi, de ce nu mergi în oraș, de ce una alta. Dar eu înțelegând care mi este chemarea și mă întorc la primul punct pe care dumneavoastră l-ați făcut, am zis, trebuie să las ceva în urmă. Omul ăsta mergea în lung și în lat cu calul. Deci cred că ca evanghelist a avut cei mai mulți kilometri călăriți și călare își scria predici, călare ora. Și când eram la universitate am văzut un rând de cărți de ale lui. Și nu vorbim, frate Beni, de cărți așa mici, vorbim de cărți tripli cât asta. Și am zis, băi, e fantastic. Uite, credincioșia unui om care a vrut să lase ceva în urmă. Dar, înțelegând din istoria vieții lui, nu a fost perfect. Nimeni nu a fost perfect, doar Domnul Iisus Hristos. Dar uitându-mă la viața lui, a spus ceva. A trebuit să mă disciplinez ca să las din bogăția Mântuitorului meu, ca și alții să beneficieze de ea. De asta eu, peste ani și ani de zile, tânăr, când mă uit la ceea ce a scris, spun, Doamne, ce Dumnezeu mare a avut Wesley, vreau să-L descoper și eu pe El. Și mă întorc acum la un lucru. Dumneavoastră ați scris cărți. Și vă felicit pentru ele, am crescut cu ele, le mănânc acasă, nu le mănânc, le citesc, înțelegeți? Ați încurajat pe alții, creștini, predicatori, păstori, să scrie cărți sau n-ați încurajat lucrul ăsta?
Acum îți spun și de ce am scris cărți. Vă rog. Că scrisul nu e un lucru ușor, îți ia timp, te norocești coloana stând atât pe scaun, ochii că stai în computer, mai ales când lucrezi cu ecranele acelea mai puțin performante, că noi n-am avut ce avem acum dintotdeauna. Dar în 1989 am primit un telefon din Brăila, de la fratele Ștefănuț, a plecat la Domnul. Eu nu-l cunoșteam, dar așa o voce blândă și îmi spune, n-aș putea veni la tine cu trei băieți să studiem Scriptura. Zic, eu veniți. Nu, ora e foarte ospitalieră, eu primit pe toți, le-o dat de mâncare, eu culcat pe unde am putut, că n-aveam noi o casă mare atunci. Și au venit la noi, am studiat Biblia trei zile, a venit Revoluția și dânsul era în Consiliul Uniunii, s-a organizat Consiliul Uniunii Baptiste și au creat un departament de studiu biblic. Și a spus, chemați-l pe Beni fără gău, după experiența aceea de trei zile la noi în casă. Și l-au trimis pe fratele Iosif Țon să mă cheme. Și țin minte, stătea așa, stăteam în fața lui cum stai tu în fața mea. Și îmi spune fratele Iosif, zice, știi care e diferența între mine și tine? Zic, eu știu. Dumneavoastră este Iosif, fratele meu mai mare, eu sunt Beniamin, fratele meu mic. Zice, nu. Amândoi suntem în fața unei uși întredeschise. Eu, zice dânsul, o trântesc de perete. Trec prin ea ca vântul și când ajung în vârful dealului, mă întreb, dar de ce am intrat pe ușa aceea? Tu stai și zici, să intru sau să nu intru? Să intru sau să nu intru? Am acceptat. Am intrat și m-am pomenit cu 1600 de biserici pe urmele noastre. Am ieșit din comunism, nu existau materiale de creștine, de pildă, broșurele de evangelizare. Noi pornisem deja în Iris lucrurile și studiasem, dar asta este o altă poveste cum am ajuns aici, dar studiasem Deuteronomul și Isaia și Ioan și deja decroisem câțiva pași înainte pe drumul acesta pe care acum numim istoria binecuvântării. Și n-am făcut altceva decât să fac propunerea pentru cele 1600 de biserici. Da, dar cei care conduceau orele biblice erau între ciocan și nicoval, între biserică și păstor și mai aveau și familii și slujbe. Și aveau nevoie de tot ajutorul pe care puteam să-l dau. Și așa am început să scriu. Și am scris primul comentariu. Primele comentarii le-am scris ca și material de studiu biblic mai mult, pe Deuteronom. Când am terminat comentariul pe Isaia, am dat manuscrisul la fratele Iosif Țon și zice, trece peste capul oamenilor. Și am îngălbenit tot și am zis, ce să fac, frate Iosif? Ce scrie-le așa, lasă să-și întinde gât un pic, știi? Și pentru că la fiecare trei luni bisericile trebuia să aibă ceva în mână. Cei care conduceau studiul biblic, eu nu știu, poate prin structura mea, în loc să le dau broșurele, am început să scriu comentarii, că asta era și o bucurie pentru mine, să stau în Scriptură, știi? Și așa am pornit să scriu, pentru că lucrurile astea au durat, cărțile s-au adunat și acum m-am obișnuit și când nu prea văd bine, lucrez pe un ecran mare, dar tot am vreo trei comentarii care sunt aproape terminate și trebuie să le pregătesc pentru tipar. Mă bucur mult că ați spus lucrul ăsta și cu ochii și m-a impresionat un lucru foarte mult. Cea care vă citește Scriptura este soția noastră? Fiecare dimineață. Asta mi se pare fantastic. Deci, acum, iarăși, sunt curios, nu mai vedeți textul Scripturii? Nu, eu am o degergență maculară, ceea ce mi-a blocat complet vederea focalizată. Vederea periferică o am. Dar Dumnezeu a făcut o minune, că în 2010 mi s-a spus ochiul stâng este orb din punct de vedere legal, ochiul drept mai am 6 luni pentru ea. Eram în Los Angeles și am uitat la medic. Fusesem la el în 2006. Și am zis, data trecută ați fost un pic mai precis. Și el se uită la mine, dar ce ți-am spus data trecută? Când ne-am despărțit în 2006, l-am întrebat, că el mi-a zis, use it to the last drop, folosește până la ultimul strop. Și eu zic, când e ultimul strop? El zice, numai Dumnezeu știe. Și acum m-a adus aminte.
mi-ați dat 6 luni, dar data trecută mi-a spus, numai Dumnezeu știe. Și Dumnezeu în ochiul drept, am o insulă mare sub, sub retină, care mi-o blochează macula, dar a rămas o găurică foarte, foarte mică. Și aia mi-o ține așa de 12-13 ani. Și acolo mai văd încă. Când aia se închide, îmi spune oftalmologul, it is over, da? S-a terminat. Dar astea toate sunt în mâna Domnului. Frate Benjamin, deci eu aș putea să devin acum scriitorul dumneavoastră și să trag concluzie după concluzie, maximă după maximă. Cu siguranță tinerii vor fi întăriți. Personal am o rugăciune pe care o fac cu soția mea și vă spun foarte sincer. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă țină în viață cât mai mult. Și la vârsta de 90-102 ani să fiți cu pixul în mână sau cu tastatoarea și să scrieți. Deci nu știu dacă conștientizați, dar sunt oameni care pe bune folosesc cărțile dumneavoastră. Cărțile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Și asta este o mare moștenire. Auzi, numai puțin să te aduc cu picioarele pe pământ. Dumnezeu n-are nevoie de niciunul dintre noi. Amin. Amin. Cu alte cuvinte, se descurcă foarte bine fără oricare dintre noi și are oameni incredibili în lumea asta. Acum, cu toate astea, avem o rugăciune și eu și soția mea să nu trăim degeaba cât ne-o mai lăsat în viață. Să slujim cât putem. Începând cu copiii și nepoții noștri pe care îi purtăm în rugăciune și cu oamenii care au nevoie încă de slujirea noastră. Și mai aveam o întrebare. Când ne apropiem de final, timpul zboară. Cum poate un tânăr să aibă pasiune pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Noi astăzi avem, și vreau să vă spun puțin contextul, suntem în Cluj. Clujul nu e oricare alt oraș. Ai multe distracții, ai multe și la stânga, și la dreapta, evenimente, tot timpul îți găsești ce să faci cu timpul tău. Bacă, lucrezi. Cum își poate găsi în acest context un tânăr timp pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Niciunul dintre noi n-are mai mult de 24 de ore pe zi. Deci, indiferent cât aș dori, n-aș putea să extind ziua mea, nici a ta. Dacă atunci când lucram în secție, uneori am făcut slujba de tehnolog și ca tehnolog în secție trebuia să cronometrez, mai ales piesele mai complicate la diferite mașini, știi, să fac fișa pentru ele. Și imaginează-ți că te-ai face în mod serios treaba asta, oricare dintre tineri, cu cele 24 de ore. Și ți-ai fișa felul în care îți folosești timpul și vei descoperi o mulțime de momente pierdute, cu nimicuri, da? Discuții care n-au niciun rost, știri care se repete la nesfârșit și nu te duc nicăieri, o mulțime de lucruri. Acum, Biblia spune, răscumpărați vremea. Pe de altă parte, deci, din punct să, că n-am timp pentru Scriptură, nu e adevărat. N-am timp pentru Scriptură pentru că dau timp pentru altele. Când totdeauna viața este o alegere, da? Pe de altă parte, ca să ajungi să iubești Scriptura, trebuie să cunoști Scriptura. Și între a iubi și a cunoaște, prioritatea are a cunoaște, pentru că numai marea cunoaștere duce la mare iubire. Și atunci, eu zic, doar pe măsura în care începi să descoperi frumusețea Scripturii, să vezi planul lui Dumnezeu desfășurându-se din Genesa în Apocalipsa și să vezi cum, practic, cât de adevărat este unul din principiile pe care John Stott le spune, Dumnezeu nu se contrazice. Și să vezi armonia Scripturii dintr-un capăt în celălalt. Pe asta este o chestie fascinantă. Ori gândește-te dacă ești creștin și ești în împărăția lui Dumnezeu, câtă bucurie îi faci lui Dumnezeu când ești interesat de planurile lui, nu doar de ale tale, da? Noi suntem acum în Cartea Apocalipsa și Cartea Apocalipsa este adresată la 7 biserici din Asia Mică. Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Filadelfia, Sardes și Laodiceea. Sau Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Și de nu știu câte ori Dumnezeu desfășoară înainte acestor 7 biserici amărâte în mijlocul suferințelor și problemelor și martirajului, desfășoară întregului plan. Întrebarea este de ce? Doamne, eu trăiesc aici. De ce mă interesează pe mine cum curge istoria, de unde vine și unde se duce? Când realmente vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, cea mai mare bucurie pe care o faci este să te vadă interesat. De El. De El, de planurile Lui, de felul în care
purge istoria, pentru că El guvernează istoria asta în care trăim. Și ne uităm în jur, vedem haosul, dar în haosul acesta mâna lui Dumnezeu își duce planurile Lui la îndeplinire. Și atunci, eu zic, n-ai cum să ajungi să iubești pe Dumnezeu sau să iubești Scriptura dacă nu o cunoști. Iar ca să o cunoști, asta cere timp. Și nu ai să n-ai pretenția că am deschis Biblia și am citit odată și acum sunt doctor în teologie. Nu se întâmplă așa. Ci pas cu pas se adună lucrurile și pe măsură ce studiezi carte după carte după carte și vezi frumusețea lui Dumnezeu. Să-i spun încă ceva. Nici o carte din Biblie nu e frumoasă când o deschizi. Îți rup dinții în ea. Dar este absolut superbă când ai terminat-o. Când ai început să o descurci și să o vezi și pentru asta cărți pe care nici nu le citim, pentru că dormim lângă ele, cum este Cartea Levitic. Este fascinantă când începi să o înțelegi ca întreg. Dar gândește-te că în foarte multe biserici se predica iuria, tematic, luat textele de peste tot. Păi niciodată n-a ajuns să cunoști căile Domnului. Iar Dumnezeu spune despre o generație care a văzut mai multe minuni pe metru pătrat de istorie decât orice altă generație ce a ieșit din Egipt. Zice, m-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Necunoașterea căilor Domnului, pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se vine la Dumnezeu, da? Deci necunoașterea căilor Domnului duce la rătăcirea inimii și asta duce la dezgustarea lui Dumnezeu de noi. Pentru că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în noi și în jurul nostru. Dar noi nu avem vreme pentru astea. Știi, te uiți la universul în care trăim și cu cât citești și asculți mai mult în toate domeniile, cu atât ești mai fascinat. Și dacă cunoști și Scriptura și începi să vezi cum rezonează descoperirile științei cu Scriptura, stai absolut fascinat. Cu ani în urmă eram la o conferință și la masă m-am pomenit lângă un domn și îl întreb, cu ce vă ocupați? Păi, sunt cercetător, spune el. Și zic, eu, dar ce cercetați? Zice, de 25 de ani cercetez membrana care învelește bobul de mazăre în păstea de mazăre. I-am rămas blocat. Și i-am zis, i-ați dat de capăt? Zice, încă nu. Ăsta este universul lui Dumnezeu. Știi, dar cu cât cunoști mai mult, cu atât te îndrăgostești mai mult de Creatorul Lui, dacă ai ajuns să-L descoperi din Scriptură și dacă te-ai întâlnit cu El personal. Ce frumos! Frate Beni, vreau să pun o ultimă întrebare pe care o pun la fiecare invitat. De ce Iisus? Pentru că El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Dacă ar fi o altă cale spre Dumnezeu, am putea adopta orice religie. Dar Domnul Iisus Hristos, și îți spun o întâmplare. Vă rog. Eram în 4 minute. În câteva minute. O rezidentă mi-aduce pe un coleg. Zice, am un coleg indian care caută pe Dumnezeu și ar vrea să vorbească cu cineva. El era student anul 5 la medicină și îl chema Tan din Madagascar. Și în discuțiile noastre se întoarce la Domnul și îmi spune, nu pot să-l aduc pe prietenul meu, e anul 4 la medicină în București, dar el este hindus și este inițiat în hinduism. Eu nu știam nimica despre hinduism sau prea puține. Și erau amândoi la mine în cameră și era spre seară. Și eu n-a trebuit să scot o vorbă. Tan se ridică în picioare, cel care îl primise pe Hristos. Și zice, imaginează-ți că pe canapeaua asta stau toți întemeitorii de religii. Și se scoală pe rând, zice, tinere, văd că tu cauți divinitatea. Și ăsta-i drumul, și ăsta-i drumul, și ăsta-i drumul. Și fiecare se ridică și până se lasă tăcerea și colțul canapelei este unul care nici nu-l bagi în seamă. Și când se lasă tăcerea, el vine și spune, tinere, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Zice, cu care ai începe? Și hindusul spune, fără să clipească, cu ultimul. Și Tanel întreabă, de ce? Zice, dacă pe ăsta rezolv, cu ceilalți mă descurc. Dar acum, uite-te la mâna mea, da? Ăsta este Domnul Iisus, astea și celelalte religii. Wow, ce faină noi. Și atunci, dacă pe ăsta rezolvi, cu celelalte te descurci. De ce Iisus? Pentru că El spune,
E Dumnezeu întrupat. Da? Este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Și când citești cartea Apocalipsa și îl vezi descoperindu-se, că așa începe, Apocalipsis Iesus Hristos, descoperirea lui Iisus Hristos, și vezi metaforele prin care îl se prezintă dintr-un capăt în celălalt, de la Fiul omului până la mirele ceresc, știi, cu toate celelalte la mijloc. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. În jurul crucii, informația în Biblie este de 500 de mii de ori mai densă decât în primele 10 capitole din Genesa, care acoperă peste 2 milenii de istorie. Toate întrebările noastre sunt acolo, da? În loc să începem de unde trebuie să începem, de la crucea lui Hristos, pentru că acolo e cheia la toată povestea. Frate Benjamin, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. A fost o bucurie. Am fost foarte câștigat și mă rog mai departe ca Dumnezeu să atingă inimile oamenilor prin acest episod și El să vă întărească, să vă dea sănătate, să vă dea putere și cât mai multe inimi să fie hrănite prin ceea ce faceți. Amin, și tot ce primești trebuie să dai tu mai departe. Amin. Dragi ascultători, Domnul Iisus să vă binecuvinteze și nu uitați ceea ce spun de fiecare dată, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, acolo unde ești, citește Cuvântul lui Dumnezeu, citește Scriptura și vei cunoaște pe El. Și mă rog ca într-o zi cu toți să ne vedem în ceruri. Vă aștept și data viitoare la un nou episod din De Vorbă Podcast.